Salut, săgetători! Voi face citirea runelor pentru luna nouă din 28 iulie, o lună nouă în leu. Pentru voi este o casă a cunoașterii, cunoașterii aprofundate, cunoașterea de sine, spirituală, studiul religiei, filozofiei, legilor, dar și călătoriile lungi pentru a cunoaște. La luna nouă putem avea începuturi noi, să începem o creativitate, un proiect. Ceva benefic. Familia. Am putea spune că nu v-ați înțeles foarte bine cu cei din familie. Ați ajuns să vă separați din cauza unor persoane care s-au implicat între voi cu secrete urâte. Aceste persoane le cunoașteți acum secretele, dar aveți și o dezamăgire totală, aflând aceste secrete urâte, ascunse, de aceste persoane care s-au implicat și v-au făcut să vă separați de familie. Aveți aici o rună care arată reușita. Este o runa a victoriei. Ea nu are decât o poziție benefică, dar și a sănătății. Pentru voi este foarte important să aveți grijă de sănătatea voastră, să vă implicați prin a da atenție sănătății, astfel încât să aveți peste 6 luni, la luna plină, în leu, vitalitate, energie, hotărâre, o victorie asupra acestei situații, tocmai prin aspectul vostru general bun. Aceasta este victoria. Este o victorie prin a arăta că vă simțiți bine, aveți vitalitate, energie, reușite și ceilalți vor rămâne cu invidia și secretele lor urâte. Deci accentul este pe sănătate, vitalitate, energie și victoria va veni de la sine. Aceasta este citirea. Eu vă doresc 6 luni frumoase, de reușite, de împliniri și vă mulțumesc pentru timpul acordat.